A trăit în iad timp de șase ani. Andreea, o tânără de 34 de ani din Argeș, mama a doi copii, a fost sequestrată, bătută și înfometată de concubinul pe care îl cunoscuse pe internet. Mai mult, bărbatul i-a distrus toate actele de identitate și a montat camere de supraveghere în casă. Agresorul ne scocea și metode de tortură pentru a se distra. Mă pun în genunchi, sunt cereri tare pe diverse chestii. Dacă cumva încercam să ridic apă din pământ, eu eram luată la bătaie. Chinul prin care a trecut tânăra este de nedescris. Andreea mărturisește că a ajuns să vorbească la comandă și era obligată să stea zile în șir nespălată și nemâncată închisă în cameră. La scenele de groază asista și fetița lor de 5 ani. Coșmarul a ieșit la iveală săptămâna trecută, când victima a ascuns un bilețel în mâncarea micuței și a spus acestea să îl dea educatoarei care a anunțat poliția. Autoritățile au dus-o pe femeie într-un centru pentru victimele violenței domestice. Bărbatul care a maltratat-o este însă în libertate, dar poliția a început o anchetă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și lipsire de libertate. Potrivit statisticilor, la fiecare cinci zile, o femeie din România este ucisă în bătaie.